Primul incendiu a izbucnit azi dimineață în jurul orelor 5:30. Proprietarul autoturismului de lux, Vasile Rușeț, cunoscut ca făcând parte din clanurile interlope de la nivelul municipiului, susține că știe cine este autorul, acuzându-i totodată pe polițiști că nu își fac treaba. Da. Așa nu ia nimeni, că sunt aici... Lăsați-i în oraș să-și facă de cap 10.000 de dosare. Ajunși la fața locului, pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă mare lucru nu a mai rămas din autoturism de lux. Aceștia spun că, în mod evident, focul a fost pus intenționat. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a fost solicitat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu la un autoturism marca Mitsubishi. Incendiul s-a manifestat în abitaclul autoturismului, s-a intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă și două țevi de apă. La prima concluzie, un incendiu provocat. Din primele cercetări la fața locului, cauza probabilă a incendiului ar fi acțiunea intenționată. La scurt timp după acest incident, o limuzină Mercedes era incendiată. Proprietarul a auzit însă zgomot și a reușit să iasă la timp din casă. Acesta din urmă, prieten cu Vasile Rușeț, ridică drept autor pe un tânăr din Târgu Jiu, despre care spune că ar fi protejat de polițiști. Gruia și Păulescu m-a dat foc la mașini, luați! Garagea, luați-mă! Oamenii legii l-au prins pe vinovat în scurt timp. Acesta este Alexandru Păunescu, un tânăr din Târgu Jiu, supărat că i s-au furat telefoanele. Pentru ce ai fost reținut? Pentru nimic, n-am făcut apucat. Da. De ce? Mi-au furat telefoanele și mi-au făcut plânde să mă omoare. În urma activităților de cercetare și investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat principalul suspect în cazul celor două infracțiuni de distrugere. Din cercetările efectuate până în prezent s-a stabilit că suspectul pe timpul nopții a incendiat două autoturisme parcate pe raza municipiului Târgu Jiu în urma unui conflict mai vechi avut cu proprietarii. Urmează ca suspectul să fie reținut pe timp de 24 de ore, iar ulterior să fie prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă. De răzbunarea mafioților nu au scăpat nici polițiștii. În urmă cu aproximativ 2 luni, casa unui om al legii fiind incendiată, iar în urmă cu 6 luni, mașina aceluiași polițist a fost mistuită de flăcări. Cât despre Vasile Rușeț, acesta a mai fost reținut de polițiști în urmă cu un an, după ce a provocat un scandal uriaș într-un local din Târgu Jiu.